și a Sfântului Duh. Această minunată alegere a botezului să continuă cu minunata alegere a Sfintei Taine a Căsătoriei. Toți de aici, 99% sunt căsătoriți. Și preoți, și popor. În afară din mine, o mână de mai sau câte un călugăr răsleț care s-a mai întâmplat cu Alicia, și voi, o iubiților din fața mea, tinerii și copiii. Dar noi, eu și voi, ne-am născut de la Dumnezeu prin taina căsătoriei părinților noștri. Deci toți care suntem aici, suntem roadele, fructele, florile botezului și cununiei creștine. Cea mai frumoasă icoană a tainei Sfântului Botez și a Sfintei Cununii suntem noi cu toții aici în pădure. Avem aici două mărturii și cu una trei. Avem întâi un buchet de cele mai frumoase gânduri despre familie, părinți și copii. E scrisă de un scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor de la Atena, dar e călugăr în Sfântul Munte al Atosului, din grădina Maicii Domnului. În grădina Maicii Domnului de la Atos, către grădina Maicii Domnului de aici de la Buciumeni, către toate grădinile Maicii Domnului din toate parohiile și mănăstirile, și către toate grădinile, grădinuțele frumoase din toate casele creștine, și către toate grădinile din sufletele și inimile noastre. Familia înseamnă părinți și copii. Într-un studiu recent, care s-a făcut în rândul adolescenților al vostru, s-a pus întrebarea: ce ați cere voi de la părinții voștri? E bună întrebarea, așa-i? Ascultați! Cei mai mulți au răspuns: să înceteze părinții de a mai fuma, să asculte părinții și rugămințele copiilor, hotărârile în familie să se ia în urma consultărilor părinților cu copiii și copiii cu părinții, să găsească timp să vorbească cu ei, nu prin celular, nu prin internet, vă dezamăgesc puțin. Au zis păsărările de aici, astea nu știu internetul. Să nu-i trateze pe copiii lor numai ca pe cei mai mici, să nu-i obosească mult cu activități neagreabile, părinții să lucreze ore mai puține, să recunoască la copii și să le dea
mai multe responsabilități. Zice Părintele Moise și eu sunt de acord cu el. Nu cred că sunt anormale aceste cerințe ale copiilor. Consider că au mare dreptate. Iertați-mă. Însă sunt mai mult de partea copiilor. Cred că din cauza aceasta programele Alege Școala, Hristos împărtășit copiilor, vor trăi în viitor. Cunosc ostenelile voastre, părinții. Ceea ce am spus, am spus cu bucurie duhovnicească. Cu multă dragă. Cu speranța că vom preveni ceva sau că am putut îndrepta ceva. Așa doresc să fie auzite smeritele noastre cuvinte cât privește copiii și nepoții. De aici, din străinătate, ale părinților din străinătate, ai căror copii sunt aici. Voi încheia către părinți la acest capitol cu niște cuvinte frumoase ale Sfântului Ioan Gură de Aur. Dacă rânduim cu strădanie cele ale căsătoriei noastre, nu se va petrece nimic neplăcut în acea casă. Și toate vor merge bine. De vreme ce stăpânii casei se află în așa bune relații între ei. Astfel va putea fiecare împreună cu familia lui, adică cu soția și cu copiii, să-și petrească viața minunat aici și să dobândească Împărăția Cerurilor pe care să ne învredincim, să o câștigăm cu toții. A doua casă este una cu totul și cu totul specială, neașteptată. Are 100 de pagini mai mici. Și titlul ei e foarte sugestiv. Taina Sfântului Botez în viața tinerilor. Cine sunt autorii despre care noi spunem așa? Tinerii bisericii sunt și tinerețea mesajului bisericii. Rețineți! Tinerii bisericii sunt și tinerețea mesajului bisericii către toate vârstele ca dar al iubirii Mântuitorului. Scriitorii acestei cărți sunt tinerii care au devenit olimpici la nivel de eparhie al Episcopiei a Dunării de Jos, de la Galați și de la Brăila, în cadrul programului patriarhal Botezul meu. Le-a cerut Sfântul Sinod acestor copii să scrie niște compoziții extraordinare despre botezul meu. Unde ești? Marian, vino aici. Se pregătește să vină Ana. Hai, da? Vino cu Ana aici. Când ai aflat de această carte, la ce oră,
ce făceați și ce făceam. Mărturisesc și poporul. Deci, mai întâi de toate, îl recomand. Se numește Marian Mitu, a luat premiul întâi pe eparhie și acest copil a primit premiul patriarhal din mâinile prea fericitului Părinte Patriarh Daniel. Și a stat la masă cu patriarhul.